Va fi o ocazie pentru cei care s-a recoltat proba biologică să știe dedesubturile procesului în sine, pentru cei care vor să participe să afle așa un fel de preambul a ceea ce ar putea afla după ce își analizează propriul ADN. Dacă ați văzut prezentarea de pe site, de la Cafeneaua Complexității, spuneam eu că o să avem o discuție lejeră, de la simplu la complex, cu foarte mult, piperată cu evoluționism, cu foarte mult evoluționism și cu imagine. Ei bine, am avut surpriza să am printre persoane care vor să participe la acest studiu, persoane care nu acceptă teoriile evoluționiste, dar cu toate astea vor să afle oarecum care sunt rădăcinile pe linie maternă, indiferent de credința sau de teoriile pe care le îmbrățișează. Motiv pentru care nu o să exclud această categorie de persoane și o să încep povestea mea cu cei care, care cred și nu cercetează. Bun. Când vorbim despre Eva, ne gândim la imaginea idilică a raiului în care Eva și Adam au fost creați de către o divinitate și li s-a oferit tot felul de... practic li s-a oferit lumea în care prima în momentul de față. Știți foarte bine, Eva a fost din coasta a fost creată din coasta lui Adam. A fost după aia datorită păcatului ancestral goniți din rai și ca să fac așa o mică legătură cu ceea ce o să vă explic mai încolo, să spunem că pe lângă curcani, flei, cămile și așa mai departe, acea divinitate a dat capacitatea, a dat un organit celular care prezintă o anumită caracteristică identificabilă numai pe linie maternă. Ceea ce, pentru aceste persoane care nu se identifică cu evoluționismul, ceea ce o să spun mai departe, le pot ignora. Se pot reduce la această poveste simplă, care este de undeva la vreo 7.000 de ani. Pasul următor, mă rog, restul găsesc în cărțile de profil. Pasul următor se referă la cei care nu cred, dar cercetează. Și aici vă propun o poveste mult mai veche, o poveste undeva la vreo 2,5 miliarde de ani. Deci faceți o comparație între 7.000 de ani, cât este reprezentată umanitatea în Biblie, și 2,5 miliarde de ani, cam cât este reprezentarea vieții, hai să zicem 4 miliarde de ani, cam cât este reprezentarea vieții pe Pământ din perspectivă evoluționistă. Bun. Și ca să fac această trecere, vă aduc cumva în real și vă dau o mică explicație cu ceea ce s-ar putea întâmpla cu oricare dintre noi în momentul de față. Acea explicație este foarte simplă. Dacă ne înțepăm în momentul de față la un deget, în jur de vreo 400.000 de macrofage, care le vedeți aici, or să împânzească zona alături de trombocite, alături de celelalte elemente ale sângelui. Ei bine, aceste macrofage sunt structurile oocitare specializate. După cum vedeți, au tot felul de tentacule. Ele sunt practic niște gardieni microscopici ai organismului. Ele vor invada zona respectivă și vor distruge orice agent patogen care va încerca să pună la încercare sistemul nostru imunitar, care va încerca practic să beneficieze de mica spărtură în piele, de vulnerabilitatea creată. Aceste celule sunt foarte sunt specializate, ăsta este rolul lor, să găsească agenți patogeni și să-i distrugă. Pentru cei care nu au noțiuni de biologie, este o acțiune oarecum violentă, dacă stăm să ne gândim. Agenții patogeni sunt
introduși în propria citoplasmă, unde sunt descompuși în elementele constitutive, care ulterior sunt folosite în propriu folos sau pentru alte nevoi ale organismului. Acest comportament îl putem vedea ca o adaptare a corpului uman prin sistemul său circulator la mediul în care trăim. Bineînțeles, de fiecare dată când avem un accident, ele sunt prezente să ne apere de tot ceea ce ar putea veni din mediul înconjurător. Mediul înconjurător însemnând tot felul de microorganisme. În momentul de față le putem clasifica circular, mă rog, avem tot felul de forme. Pentru cei care nu știu biologie, la nivel microscopic nu este altceva decât modul în care un șarpe își înghite hrana și o descompune în interiorul său. Cam așa se întâmplă și la nivel celular. E bine, acest comportament, să înțelegeți de ce fac această paralelă, acest comportament, deși pare specializat pentru mamifere, pentru specia umană, el este oarecum echivalent cu viața. El a existat din timpuri străvechi, de când viața pe Pământ era sub formă celulară, sub formă unicelulară. Practic, a existat acum, și acum o să fac legătura cu trecutul, nu știu cât de bine se vede, avem o scală a timpului și undeva acum 2,5 milioane de ani s-a întâmplat unul dintre evenimentele importante ale vieții pe Pământ. Unul a fost cel al transmiterii informației prin acizi nucleici, al doilea o să vi-l explic imediat și o să vedeți legătura cu mitocondriile și cu comportamentul macrofagelor. E bine, undeva în această perioadă, în momentul în care atmosfera pe Pământ a început să fie bogată în oxigen, viața era de tip unicelular. Practic, trebuie să vă imaginați, cam la nivel microscopic, tot felul de bacterii, de microorganisme, cum le-ați văzut mai devreme, existând pe diverse suprafețe, nu știu, de rocă, sau cum am putea să ne imaginăm pe cele de la izvoarele termo... mă rog, cele din jurul vulcanilor. Viața la nivelul respectiv se realiza, mă rog, avea loc prin transfer de informație în sensul, sau mă rog, transferul materiei între diverse microorganisme prin acest proces și acest comportament de, hai să zicem, fagocitoză, de consumarea unor organisme unicelulare mai puțin dezvoltate de către unele mai bine dezvoltate sau mai adaptate la un anumit mediu. Pe acest principiu, la un moment dat, vă spuneam, a avut loc un eveniment destul de important care stă cumva la baza a tot ceea ce înseamnă viul din momentul de față, tot ceea ce reprezintă organism pluricelular, celular, are în componență anumite elemente care au stat la baza acestui eveniment. Ei bine, ca să fie un pic mai ușor de înțeles, imaginați-vă că la un moment dat exista o bacterie sau un organism unicelular care căpăta o anumită adaptabilitate. Era un vânător printre microorganismele respective. Altele căpătaseră anumite caracteristici evolutive, s-au adaptat la un anumit tip de transfer al energiei, mă rog, depinde de contextul în care a crescut sau s-a dezvoltat fiecare. Motiv pentru care, la un moment dat, în demersul său existențial de a consuma microorganisme de anumită factură, s-a întâmplat ca un microorganism ăsta mare să înglobeze, să mănânce, să fagociteze o bacterie care producea un anumit tip de energie chimică și care
într-un moment, hai să zicem, nu știu, îl transform cumva în sentimente umane ca să fie mai ușor de explicat. Hai să zicem că organismul respectiv și-a dat seama că este în avantajul său să nu distrugă bacteria respectivă, întrucât bacteria respectivă îi oferea niște avantaje din perspectivă chimică. Adică în loc să reușească să ia energie din mediu, vânând alte microorganisme și descompunându-le, și-a dat seama că acest microorganism pe care l-am globat în structura sa îi oferă acea energie de care avea nevoie. Acesta este strămoșul mitocondriei, cea despre care o să vorbim astăzi. Și orice celulă eucariotă, orice animal, orice structură vie pluricelulară în momentul de față, are în componența sa mitocondrii. Este rezultatul evolutiv al unei simbioze între două microorganisme care au găsit avantaje una de pe urma celelalte. Vă o să vă gândiți, probabil, mitocondria ce avantaje a avut. E bine, strămoșul mitocondrii sau protomitocondria, să zicem că el se simțea cumva oarecum în protecție, oarecum protejată de călăul său inițial. Bineînțeles, tipul ăsta de simbioză nu s-a mai creat de-a lungul timpului. Mai exista o anumită categorie de microorganisme, cianobacteriile, care în momentul de față, că tot așa printr-un anumit tip de simbioză, fuzionat cu o astfel de protocelulă eucariotă, realizând ceea ce astăzi numim cloroplaste și, practic, ceea ce reprezintă celulă vegetală. Deci, celula animală este o simbioză între un microorganism care făcea transferul energetic din punct de vedere chimic. Celula vegetală este o simbioză, este rezultatul unei simbioze a acestui organism, nou organism, dar care a înglobat în structura sa și protocloroplastele. Imaginați-vă că dacă aceste două fuziuni, aceste două simbioze nu s-ar fi întâmplat, lumea noastră ar fi fost cu totul și cu totul altfel în momentul de față. Această simbioză este vitală și foarte importantă de vreme ce este echivalentul cu viața. V-am spus, ea are loc, sau mă rog, a avut loc acum 2,5 miliarde de ani și nu există sub nicio formă presiuni de tipul eliminării sau înglobării celor două structuri. Sunt pur și simplu, au fost acceptate ca și organite celulare. O să trec un pic mai departe. Bun, dar de ce avem nevoie de mitocondrii? Care este rolul lor? Atunci, cel mai simplu modalitate de a explica celor care nu au cunoștințe de biologie a fost să compar o celulă cu o fabrică. Bineînțeles, mitocondriile fiind centrala fabricii, cea care furnizează curentul electric pentru toate utilajele care sunt într-o celulă. Celula este un sistem integrat, este o structură complexă, specializată de-a lungul timpului. Bineînțeles, găsim forme foarte specializate, cum sunt neuronii sau cum sunt tot felul de, cum sunt inclusiv cele macrofagele din structura noastră. Dacă e să ne gândim, nucleul este biroul șefilor din acea fabrică, de unde vin comenzile. Comenzile sunt codate, codificate și aici ne referim la cromozom și la ADN. Avem reticul endoplasmatic care realizează diverse produse și dacă e să facem corelație cu lumea vie, ar fi proteinele. Cloroplastele, care am vorbit mai devreme de ele, aparatul Golgi, care este o formă de selectare a proteinelor și de etichetarea lor spre anumite, mă rog, scopuri,
să zicem, ale fabricii. Veziculele care ar fi, nu știu, hai să zicem, utilajele care transportă diverse materii în structura fabricii, membrane celulară, orice fabrică are o curte. Ei bine, dacă facem această paralelă, o să vedeți că, de fapt, orice activitate din fabrica respectivă încetează în momentul în care îi tai curentul electric. Deci, practic, așa se explică consistența și existența, chiar după 2,5 miliarde de ani, a acestei simbioze între proto-celula eucariotă și strămoșul mitocondriilor. Din perspectiva genetică, bineînțeles, fiind un organism, facem o mică paranteză, orice structură vie, chiar și nevie, nu funcționează, nu poate exista fără o matriță informațională, care este reprezentată numai vie de ADN. Fiind o simbioză între două organisme, evident, fiecare a venit cu materialul genetic. Celula eucariotă, în ansamblul său, a evoluat extraordinar de mult în comparativ cu structura înglobată, mitocondriile. Cu toate astea, dacă e să analizăm în momentul de față o celulă eucariotă, o să avem două tipuri de ADN. ADN-ul nuclear, care îl găsim în nucleu, reprezentat la specie umană prin 23 de perechi de cromosomi, și, bineînțeles, ADN-ul mitocondrial, care este reprezentat cu un cromozom, un singur cromozom de formă circulară. Dacă stăm să comparăm cele două tipuri de ADN, din perspectiva dimensiunilor, ADN-ul mitocondrial are undeva la 16.569 de perechi de baze, pe când ADN-ul nuclear are vreo 3 miliarde. Deci,